Ce mai faceți? Eu sunt Nedertal și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival Games. Astăzi o să ne jucăm aici pe par 72 pe Bedline ca întotdeauna și vă juca pe fiecare în parte să apăsați și voi pe butonul de like. Haideți să strângem și noi pentru episodul de astăzi peste 45 de like-uri și băi fraților, n-am mai pus un videoclip de vreo 5 zile, deci efectiv habar nu mai am cum se face. Țin minte că acum vreo 2 zile am vrut să mai pun un videoclip, doar că tot la fel, habar nu mai aveam cum se face și băi, nu e chiar așa, deci, nu știu, e super ciudat. Am făcut doar livestream-uri zilele astea, de vreo 5 zile fac livestream-uri în continuu, mănânc livestream-uri pe pâine, dar acum să filmez un videoclip, ok, e prea greu pentru mine, dar să vedem. N-am mai jucat survival games competitiv de aproximativ tot 5 zile, pentru că în videoclipuri, când făceam multe videoclipuri, mă mai încălzeam, dar acum, puii mei, habar, n-am cu ce se mănâncă. Hai să vedem dacă putem și noi să câștigăm meciul de astăzi și, bă, avem o grămadă de subiecte de discuție, firar. Deci, bă, fraților, am făcut 1500 de abonați și vă mulțumesc foarte mult, dar că nici bine ce am făcut 1500, că deja ne apropiem de 1700, băi băieți, suntem 1655 de abonați, bă, frate. Bă, frate, mamă, e super șmecher, deci vă mulțumesc foarte mult, vreau să le mulțumesc și la ceilalți youtuberi care m-au ajutat în chestia asta, vreau să-i mulțumesc mult lui Hyman, pentru că aseară pe live-ul lui paranormal mi-a pus link-ul de la canal în descriere, pentru că, era și abonat la mine, ceea ce m-a surprins foarte, foarte mult, în fine, eu am dat o donație de 1 euro sau ceva de genul, doar pentru că, efectiv, am vrut să-i scriu ceva și să-l întreb cum să-i contactez pe ăștia de la Finding Bigfoot, dar el m-a recunoscut și mi-a pus și canalul în descriere, îi mulțumesc foarte, foarte mult, m-a ajutat cu aproape, 80 de subs, 100 chiar. Chiar îi mulțumesc și vreau să-i mulțumesc mult și lui Scaugrau pentru că mi-a dat raid-ul, adică mi-a dat ceva mai multe raid-uri, mi-a dat vreo 4 raid-uri, cred încă, 3 raid-uri să zic, și cu ajutorul lui făcusem 1500. Chiar îi mulțumesc foarte mult, e un tip foarte de treabă, chiar e un tip super șmecher. Mersi mult, Scaugrau, și ceilalți... care mai sunteți, Insanity, care, gândiți-vă că dacă John, ok, în fine, nu o să vă mai povestesc chestia asta, fiindcă e super ciudată, am gândire ciudată, dar, vreau să-i mulțumesc și lui Insanity, și lui Geleu, și lui Beznoris, la toți, ok, la toți, vă mulțumesc pentru raid-uri și toate cele, oricum, chiar sunt super mulțumit și... Vă mulțumesc la fiecare în parte pentru tot suportul acordat. Bă, dar cum se mișcă să mor. Trebuie să-mi dau senzivitatea mai... Dar vine, mă, țiganul ăsta, mâncare. Deci avea timp să-mi pun... Care, a venit unul din spate, am înțeles. Ok. Am senzivitatea super ciudată, frate, să mor eu dacă nu... Ok, dau 360-uri bune, dar nu nimeresc pe nimeni. Mamă, frate, cum dă băiatul ăsta! Mamă, cum dă omul, ești nebun! Nu știu dacă dă omul bine sau dau eu foarte prost, dar cred că a doua variantă este mult mai plauzibilă, nu? Cred că eu joc super prost, adică n-am treabă cu jocul, nu mă judecați, chiar n-am treabă. În momentul de față, habar n-am pe ce lume trăiesc, ok? Vă mulțumesc super mult, sunteți geniali. Deci, după faza cu Hyman, chiar astăzi am mai făcut încă 3 abonați și e încă dimineață, frate. Deci, nu știu, chiar sunt foarte mulțumit. Nu mă așteptam să fac 1600, aproape 1700 deja. Deci, probabil că... În vreo 2-3 săptămâni, în 2 săptămâni să zic, să zicem, acum nu știu exact cum o să fie treaba cu școala și toate restul, dar, băi, ce prost, m-am dus până acolo și m-am întors înapoi, măi, fratele meu. Nu știu cum o să fie activitatea când o să înceapă școala și toate restul, dar, oricum. Ce faci, boss? Bă, eu trebuia să-mi fac sabia de diamond, dar nu știu unde mi-am pus-o.
Oare am făcut-o, n-am făcut-o, habar n-am. Ăsta nici nu-mi prindea hituri. Ce se întâmplă, what the fuck? Deci, Badline-ul e efectiv gol, bă. Nu e nimeni. Am stat, cred că, 3 minute să se umple o arenă? Sunt 200 de playere sau 400, ceva de genul, între 200 și 400, what? Nu știu, s-a deschis vreun server nou de MCG? Să fie full Spain-ul, că nu mai am și nu mă mai uit? Habar n-am. Uite și chestul ăsta, dar cred că e luat deja. Mare bronz, ok. Cum avem mai teme foarte bune. Nu trebuia să le pun aici, ok. Ok, hai că începe și deathmatch-ul. De fapt știi ce, o să le pun pentru că nu mai are cine să le ia. Ok. Bă, hai că n-a fost rău meciul. Hai că nu a fost rău. N-a fost rău și la urmă urmei, pentru că tot am vorbit atât de chestii, cred că o să-l pun. Da, din păcate se vede super tare lumina aia acolo și na, mă cam deranjează. Cu Minecraft-ul văd că acum se mișcă ceva mai bine, ceea ce e ok. Dar s-au schimbat o grămadă de chestii și se bagă multe update-uri. Ce aș mai vreau să vă întreb, doar că nu știu dacă o să-mi răspundeți, cred că o să trebuiască să fac eu un clip special despre asta. Ei bine, după cum știți, se organizează The Hexagon SMP și, bă frate, ca de fiecare dată aș vrea să particip, doar că ideea e că, nu știu frate, nu știu ce să zic, pentru că efectiv vroiam să, ok. Asta e roman. Am înțeles. Am înțeles, ești bun. Bă, ești prost? Ha, mă, că încă joc bine, nu m-am rablagit chiar așa de tare. Bun, am câștigat. După cum spuneam, aș vrea să facem o serie de survival, de Minecraft survival, doar că, nu știu, prima oară am zis, bă frate, hai că intru în Hexagon pentru că sunt mai mulți oameni, mai cunosc și eu persoane noi, poate mai leg vreo prietenie, ceva, mă mai cunosc cu altă lume, doar că, sincer să fiu, nu știu ce să zic, pentru că eu prima oară, pentru cei care ați fost pe live-ul de alaltă ieri, am început o serie de Minecraft Survival. De fapt, nu știu dacă de alaltă ieri, poate de răspăieri, dar în fine. Am început o nouă serie de Minecraft Survival și, bă, găsisem un spawn bun, toate cele, chiar era super bine, chiar era super frumoasă seria. Am zis, bă, frate, eu cred că o să continui pe asta și să încep să fac o serie, doar că între timp s-a deschis The Hexagon sezonul 2. Eu n-am apucat să postez niciun episod din Hexagon sezonul 1, dar, na, oricum, a fost o pierdere de timp, pentru că am stat aproximativ 2-3 ore pe server într-o zi, doar ca să-mi fac și eu stacuri și să nu fiu de prostul satului pe acolo, însă s-a stricat serverul, s-a închis și na, asta a fost. Acum s-a deschis sezonul 2, dar că nu știu ce să zic, pentru că nu știu, pe de-o parte aș vrea o serie care să dureze mai mult, doar că, na, știi, aici o să construiască mai multe persoane, o să se implice mai multă lume, în cazul în care se închide sezonul ăsta, adică dacă se închide repede, doar că probabil că o să șteargă mapa, pentru că, sincer, dacă s-ar închide sezonul ăsta, eu aș vrea, știi, gen, să-l continui, pentru că, gen, să iau mapa și să o continui eu singur, pentru că să țin o serie de survival, boy, what? Am înțeles. Să țin o serie de survival, single player și una de SMP, mi se pare o idee destul de proastă, pentru că îmi bat ideile în cap și muncesc pentru amândouă și până la urmă nu iese nimic. Aș vrea să-mi dați și voi un sfat în descriere. Eu m-aș băga, nu știu, și în Hexagon. Pe de altă parte, aș vrea ceva multiplayer, pentru că mi-e mult mai ușor să gestionez toată treaba și, na, dacă mai ești cineva, mai facem un fan, mai una, mai alta. Pe de altă parte, mă gândeam mă gândeam să fac o serie de survival multiplayer, adică, nu știu, eu și încă 1, 2 youtuberi, 4 maxim, doar că, na, trebuie să găsesc persoane care să își dorească și să țină de treabă. Păi, cam acestea fiind spuse, eu o să închei aici videoclipul, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, bă, am jucat bine având în vedere că a fost prima încercare. Eu am fost tărtă.
Ok, din greșeală am închis asta, am apăsat asta de închidere videoclip mai repede. Dar da, cam asta ar fi și videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Eu am fost Turtle și ne revedem mâine și în seara asta, cred că la 7 sau la 8 la un livestream paranormal și mâine, desigur, la un nou episod. V-am pupat! Baftă!